salta y bine v-am regăsit la Slendrina de School. Da, o să ne jucăm din nou jocul ăsta, dar data asta cu mod. Mai niciun joc nu l-am terminat decât Granny fără mod. De la developer, evident. Și vedeți, e absolut normal, doar că avem asta cu nu zărep. Și prima dată mă fac invincibil. On. On. Oh, controls. Să vreau să sensibilite mare. Așa, mai bine. Și pot să iau câte chei vreau, dați, câte liu și câte fuse-uri vreau. Eu o să fac așa un speed-up. Ca să vă arăt gen sfârșitul, că după aia o să mai facem ceva. Aici intrăm și punem fuse-urile aici. Și acum trebuie să mă duc sus, doar că mă enervează că mișcă foarte greu caracterul. Pot să iau, uitați câte chei vreau. Dați-vă acolo, în dreapta. Câte chei am. Astea au, oare, cred că pot să iei infinite. I don't know. Deci un medkit. N-a apărut până cu Slendrina, era să fac și Slendrina. Cum fac să apară Slendrina? Trebuie să mă uit în stânga și în dreapta. De ce nu apare, ă? Se închide ușa. Dacă mă duc la ea, nu-mi face nimic, uitați. Slendrina, atunci cam urdară, trebuie să faci un duș. Și hai să zicem sus de tot. Am ajuns sus de tot. Și acum ușa e deschisă. Ei, vedem că sunt niște tablouri, care unele sunt și în Granny, exemplu ăsta. Cu copacări și în Granny. Bune, Slendrina, pe bune. Și aici, dacă deschidem chestia asta și scrie Slendrina, punem preview, asta și vedem de aici că este poza. Și acum trebuie să ieșim. De aici să mergem spre ușă. Dar, ceva se întâmplă fix. Acum. Am căzut pe jos, o mă dați. Măi, dacă eu aș credea pe jos, mă și ridicam, trebuie să cum unde să fugim. Ok, și ne uităm pe poză. Vedem că aia care nu este lipsa, trebuie să fie Slendrina sau ceva gen. Și ne-a lăsat în pace că i-am dat teddy-ul. E cam gata cu modul ăsta. Acum o să trecem la altceva. Ok, o să continuăm cu Granny, doar că cu mod. Din nou, doar că un alt mod. Da, tot de 0.0, deoarece eu nu știu să descarc alte moduri decât a lui 0.0. Da, deci prima dată o să-mi dau, ca de obicei, Can't Attack. Și vedeți că sunt mai multe chestii și o să refină și mai multe chestii. Deci prima dată începem cu începutul. Adică de la... S-au adăugat doar două chestii noi, nimic special. De prima dată mă pot face mic de tot. Uitați cât de mic sunt și gen nu mi-a pus shift-ul sau ceva. Uite, așa cu shift-ul. Adică gen e nu știu de ce tăiat. Și dacă îmi dau și flash-ul, stai. Uitați cum există că sunt Tom și Jerry. Okay. Mă pot ascunde aici și în posed aici. Așa. Și mă pot ascunde sub masă, un frigider. Și stau aici, fără probleme. Și oare, gen,
vas a poner que puedo entrar en aquí para hacer die crouch. Da, tú no vas a hacer die crouch. ¿Qué es no hay ya, icon. Da. Bien, asta e chestia cu Ant-Man-ul, știi, și poți face gameplay-ul din aia, de exemplu, uite, asta e ok, nu-i bine, da? Bă, nu-i bine. Așa, și o fac și pe amică, unde, tine Granny. Deci poți să merg, bunicică-te! De data asta este gen Granny în miniatură. Da, Granny miniatură cu playerul din miniatură. Cum ar fi să joace așa gen omul mic și Granny mică, știi? Ar fi destul de fain, mai ales că mi se pare că mergi mai repede. Oh, și aici te poți băga și sub canapea? Ne, sub canapea nu. Da, bine. Următoarea chestie, nu o să o includă pe Granny. Avem un item spawner care pot să spawnez orice chestie vreau. Văd că all item dacă îl spawnez mai mult mă grijuiește și trebuie să spawnez eu alte chestii de aici ca să așa. Pot să spawnez orice, de exemplu ăsta. Codul. Da. Văd că nu apare. Unele chestii sunt cam grijuite. E greu să te desgriciuiești. Dar hai în grădină, că acolo poate merge. O să spanez unele chestii, dar în beta, adică nu toate merg. Dar faza faină e că, uite, dacă mă pun oriunde în grădină, sau nu știu, ca știu, mă pot ridica așa, în sus. La infinit. Și gen nu mă uit dacă fac asta. Dacă fac acolo în mijloc, să vedeți. Este programa destul de ciudat. Dacă fac chestia asta aici, deasupra la ăsta, să spawnez eu weapon. De ce mă dă într-o parte aici din nou? Okay. Așa și gen pot să sparg ăsta și se pune ca și cum aici mor. De acolo nu mor. Este destul de ciudat. Poate pentru că de acolo e o înălțime mai mare sau așa ceva. Și nu uitați, bine, ce să mai facem un video? Nu prea mai am ce. Video are doar 8 minute. Bine, asta a fost un mini video, dar nu prea am timp să filmez live-ul și chestii. Că n-am net, evident că se atară. Dacă... Să-mi ziceți dacă vreți live-uri și cu ce vreți. Aici e fain că gen pot da random telefon. Și am și Sims pe telefon. Dacă vreți să-l joc, îmi scrieți în comentarii. Asta a fost video, nu uitați dacă v-a plăcut dați un like, un subscribe, pa, pa!